Domnule arhitect, de ce trebuie salvată Halamatache de buldozerea domnului Oprescu? Halamatache reprezintă miezul cartierului Matache Măcelaru din zona Buzești Berzei, cartier istoric, se află în țesut istoric și este monument de arhitectură. Dispariția acestei hale este echivalent cu dispariția cartierului. Mutarea ei prin demolare și reconstruire reprezintă un act care este în total dezacord cu toată legislația europeană la care România a aderat și care spune că acest lucru nu se poate face decât în condiții excepționale. Să zicem, templul de la Aswan de pe Nil, când lucrările de acolo trebuie să fie, să ducă la ridicarea templului la o înălțime mai mare. În cazul Halamatache se invocă prezența unui canal colector de desubt, canal care nu mai este funcțional, și lucrările care sunt costisitoare. Ori mutarea halei, lucrările care trebuie făcute, faptul că autenticitatea monumentului dispare, faptul că costurile devin mult mai mari în cazul ăsta, dovedesc că hala poate să rămână acolo și ar trebui să rămână acolo, mai ales că în situația în care hala va rămâne acolo, tot traseul de tranzit care este prevăzut în proiectul oficial al primăriei urmează să fie făcut în tocmai. Și pentru acest lucru avem garanțiile scrise ale primăriei că traseul poate fi făcut. Ați propus un concurs de proiecte. Am negociat acest concurs și în limitele unor discuții preliminarii a fost acceptat și de Ministerul Economiei și de Primăria orașului București. Totuși, fapte nu se văd. De fapt, lucrurile sunt tergiversate într-un mod deliberat și între timp hala încet încet este distrusă sub ochii tuturor cetățenilor din oraș. Este prima dată când cereți solidaritate națională pentru sprijinul lui. Este prima dată, dar o vom face și pe plan internațional, pentru că cartea pe care am scris-o despre aceste eforturi este acum tradusă în englezește și va circula în toată Europa. Sunt cazuri similare în măsura în care postăm proporțiile în țară? Ați fost sesizați de anumite abuzuri sau pericole? Nereguli sunt în toate orașele. De exemplu, la Cluj avem o moară istorică care stă să se prăbușească. Cred că aici situația este foarte complexă, pentru că e vorba de un proiect de regenerare urbană care ar trebui făcut și pe care autoritățile nu-l inițiază. Este vorba de bune intenții pe care Ministerul Zonelor Publice le-a avut până acum și care acum ezită. Este vorba de jocuri politice care pe noi nu ne interesează, pentru că ele sunt vremelnice, pe când valoarea unui cartier și identitatea lui este o chestiune care în ultima aproape 100 de ani a existat și ar trebui să continue să existe pentru București. Condus două mandate Ordinul Arhitecților, ați remarcat că există o solidaritate de vreaslă la dumneavoastră față de proiecte semnificative? Eu pot să vă spun că reprezint în această acțiune Fundația Pro Patrimonio, care e o fundație internațională pentru patrimoniul românesc și în care sunt președinte executiv, și reprezint punctul de vedere al foarte multor arhitecți care sunt implicați în acest proiect, arhitecții voluntari, printre ei fiind și persoane cu alte specialități, sociologi, structuriști, drumari, și care toți putem dovedi că proiectul așa cum e pornit este greșit. De altfel, și arhitectul șef al orașului București afirmă asta, dar el spune că e prea târziu. Noi susținem că nu e prea târziu și că oricând situația poate fi parțial remediată dacă apelăm la un concurs de arhitectură.
Aveți o listă cu monumente în pericol din București, din țară, ați fost sesizat, așteptați sesizări în acest sens? Dacă aveți o listă cu alte monumente de patrimoniu care sunt în pericol? Lista este enormă și mai suntem implicați într-un subiect foarte serios care se cheamă proiectul 60 de biserici de lemn, în care toate cele 60 de biserici sunt biserici de țară, de cimitir, monument istoric, valori foarte importante și care sunt practic lăsate în degradare, și acțiunile pe care le facem numai cu ajutor de la persoane particulare. Sunt în zone diverse sau anumite? Zona Sibiu, zona Hunedoara, zona Gorj și zona Vâlcea. Și încercăm de fapt să facem numai intervenții de urgență de tip smurt, în așa fel încât viața acestor biserici să poată fi prelungită și ele să beneficieze în timp de proiecte de restaurare. În România și specific în Transilvania sunt multe castele în situații de suferință. Foarte multe și din păcate există o evidență precară a lor. Cred că situația aceasta este o situație, de fapt, de criză generalizată. Faptul ăsta l-am atras înscris în raportul Comisiei Prezidențiale pentru Monumente Istorice, care a fost întocmit la Memorial un an sau doi, și unde s-a recunoscut acest lucru de către administrație și de către guvernul.